dormea, în special în poala mamei sale. Iar aceasta o iubea foarte mult. Și-o mâncăia, de obicei adormeau amândoi. Dar în vremea aceasta, cine credeți voi că dădea târcoale parată? Zmeul zmeilor, care o fură pe împărăteasă. Împărăteasă-l fură pe zmeul zmeilor. Zmeul zmeilor o fură pe ele. Așa-i. Mulțumesc. Ei, și iată că în cele din urmă, împărăteasa noastră se trezi. Și ce să vadă? Nu o vedea pe Ileana. O căută peste tot. Strigă! Ileana! Ileana! Dar nimeni nu-i răspundea? Ileana, n-ați văzut-o pe Ileana? N-ați văzut-o pe Ileana? Ba da, arată doar. Fură pridică! Fură fata mea nu fură! Fură pridică de zeu! Când a auzit aceasta, regina tare mult se supără. Nu știa ce să facă, să te duc cu capul de tron. Și-i veni o idee. Se gândia să dea scoară în țară. Păi cine o va aduce pe Ileana? Eu va da de soție și întreaga împărăție. Întreaga împărăție? Nu? Jumate. A, jumate. Pe Ileana de soție și jumate din împărăție, dragoste de mamă. E, și iată, că se împrățișă împărătesei un flocon.